Bună, dragi prieteni Columbofil, bine ați venit la canalul meu Columbofil Junior. Vă mulțumesc și de această dată pentru vizionările și like-urile pe care le-am primit. Într-un număr, pot să zic eu, suficient, ne așteptam să fie mult mai multe, dar așa cum am promis, în continuare o să facem videouri cu femelele pentru matca de 2017 din rasele cele de țin. Astăzi o să facem un video cu femelele din rasa Rostov. Și avem acum, o să începem, o să vă arăt prima femelă. O femelă de Rostov argintiu. O femelă foarte frumoasă și de o calitate foarte bună. Vedeți? E o rasă foarte blândă, care chiar mă lasă să... foarte blândă și foarte dragă mie. O să aducem acum și cea de-a doua femelă, tot de Rostov argintiu. Cea de-a doua femelă de Rostov argintiu, o femelă foarte frumoasă, care are încălțătura tăiată. Încălțătura este mult mai mare. O femelă foarte frumoasă, o femelă de 2015, care ne-a dat niște puișuri foarte frumoși anul trecut. Îmi pare foarte rău că nu am început aceste videouri să vă pot mai de mult, să vă pot prezenta și puișorii din anul 2016. Dar promit că în 2017 să vă pot arăta fiecare pereche ce puișori va scoate și cum vor evolua. Așa cum v-am zis, foarte frumoși. Foarte frumoși acest Rostov, e o rasă blândă. O să continuăm acum să vă arăt cea de-a treia femelă, o femelă pe negru de Rostov argintiu. Da, și cum vă ziceam, a treia femelă e o femelă neagră. Avem în matca pentru 2017 și această pereche neagră de Rostov. Îmi pare rău, aș vrea să vă prezint exemplarele stând jos. Nu știu dacă o să și reușim. O să lăsăm, poate o să coboare singure. Așa cum v-am spus, și cea de-a treia femelă pe culoarea negru. E o femelă foarte frumoasă. Și o să aducem acum o femelă pe culoarea alb. Cea de-a patra femelă, cum vă ziceam, o femelă pe culoarea alb, foarte frumoasă, o femelă de 2016. Foarte frumoasă femelă. Cea de-a cincea femelă o să fie tot o femelă pe culoarea alb. Da, și cea de-a cincea femelă, o femelă tot pe culoarea alb. O femelă de 2014. O femelă care i-am și făcut un semn în dreptul cozii, am tăiat puțin penele pentru a recunoaște-o foarte ușor. Avem aici femela pe argintiu. Cea de-a șasea femelă și ultima femelă de Rostov o să fie tot culoarea albă. Pentru 2017 am oprit 3 perechi de Rostov pe culoarea albă pentru matcă.
Și avem și cea de-a șasea femelă, tot pe culoarea albu, deci avem două femele sus, pe culoarea albu, și cea de-a șasea, am dat drumul, am eliberat-o acum. Este o femelă de 2016, deci aici puteți vedea toate trei femelele pe culoarea albu, de 2000. Două femele de 2016 și una de 2015. Chiar au coborât jos exact cum vreau să vi le prezint. Acestea au fost femelele din rasa Rostov pentru matca de 2017. Sper să vă placă. Vă așteptăm cu mai multe like-uri. Și promitem să vă arătăm și să facem un video și cu femelele din rasa de siberian pentru 2017. Până atunci, numai bine, la revedere și multă sănătate!